Bună seara, astăzi la emisiunea Dilemele Zilei. Sunt Eugen Măruță și vă invit să urmăriți o oră și jumătate de dezbateri politice și pe teme administrative. Trei politicieni invitați în această seară în emisiune au spus prezente invitației mele, trei reprezentanți ai partidelor politice din județul Gorj și trei consilieri municipali locali din Târgu Jiu în același timp. Să sperăm că va fi o dezbatere interesantă. Domnii Eduard Berca, reprezentant al Partidului Național Liberal, consilier local. Bună seara, domnule Berca. Bună seara. Domnul Ioan Săvoiu, consilier local din partea PMP. Bună seara, domnule Săvoiu. Bună seara. Și domnul Eduard Lădaru, consilier local din partea ALDE. Bună seara, domnule Lădaru. Bună seara. O nouă ședință a Consiliului Local astăzi la Târgu Jiu nu a fost atât de animată pe cât se spera și după cum fusese anunțat în program. Un program de divertisment, desigur, dar a fost bifat, desigur, ceea ce era de bifat. Avem și un material pregătit de colegii de la știri, urmărim și comentăm. După declarațiile făcute de colegul său de partid, Marcel Romanescu a simțit nevoia să-i atragă atenția lui Eduard Berca în privința atitudinii sale. Primarul municipiului Târgu Jiu speră ca Berca să-și revină și să nu uite cum a ajuns în Consiliul Local. Poate, din punctul ăsta de vedere, să voteze și independent, dacă nu va mai avea, nu va mai fi înregimentat politic. De data aceasta a fost ales pe o listă de partid, ceea ce știu și eu, așa cum am fost și eu ales și consilier și primar, și dânsul a fost ales consilier din partea Partidului Național Liberal. Nu, corect era în primul rând să fi discutat între noi și să nu fi ieșit cu astfel de poziție până nu aveam noi discuțiile în interiorul Partidului Național Liberal. În rest, are toate drepturile din lume conferite de acest statut de consilier local. Mărul discordiei îl reprezintă administrarea parcării de la Rodna, Berca menținându-și ideea că nu e bine ca municipalitatea să administreze acea parcare. La emisiune și la ședință, domnule Berca, aveți voie să gândiți sau trebuie să primiți? Trebuie să primiți o rețetă de undeva. Să... Așa zic, am tot dreptul, nu că n-am voie. Am dreptul să gândesc și să-mi exprim și părerile în sensul a ce gândesc. Și asta o să fac. Fac și o să fac. Nu. Indiferent de linia partidului sau de ce se decide acolo, dacă considerați că nu e... Vedeți, noastră, s-ar putea să înregistrăm o premieră ca o astfel de hotărâre. Asta m-a frapat și nu înțeleg... O premieră, adică aleșii locali să începă să... Nu, o premieră în sensul de a politiza o astfel de decizie la o astfel de hotărâre. Adică eu am spus peste tot că convingerea mea este fermă, bazată pe niște analize, să zic, niște constatări de cadru tehnic. Ce sunt? De inginer de trafic. Așa asta am absolvit. Un fel de specialist, cum ar veni în domeniu. Da, bine, n-am profesat până acum. Teoretic, măcar. 5 ani de zile am tot făcut studii de trafic și alte chestii de genul ăsta. Și studii, tarife și așa mai departe. Ori, ca să mă spui că partidul sau oricine altcineva poate să aibă o poziție fermă în sensul negării acestor evidențe statistice și tehnice și ce vreți noastră, nu contest. Că pot să fie oameni care spun lucrul ăsta. Dar trebuie să o și crezi. Ori eu repet, nu pot să o cred, să admit că o decizie oarecum arbitrară, da, bazată pe nu știu ce, n-am, că asta e vorba. E vorba și de comunicare aici. Spunea bine Marcel Romanescu că n-am comunicat, dar eu nu m-am dus la el și l-am întrebat. Așa. Și l-am rugat să ne vedem și să dezbatem problemele astea. Deci, o astfel de decizie îmbracă formă politică. Nu îi văd, cum să vă spun, sincer, rațiunea
da? Unui vot politic pe astfel de, la un astfel proiect de hotărâre. Doar dacă, și aici lăsăm arbitrariu să vorbească, ne întoarcem în mandatele trecute, când aveam un primar care spunea, dacă așa zic eu, așa e. Și asta nu vreau. Eu nu vreau să accept, să admit că ne întoarcem în vremurile alea. Da? Deci suntem aceia, lucrăm împreună și cu celelalte partide, dacă putem și dacă reușim să convergem spre o soluție comună, dar în niciun caz nu voi mai admite că cineva impune arbitrar o soluție sau altă, mai ales în domeniul. Da, politic votăm când se discută interesul ale Partidului Național Liberal. Când este în joc interesul Partidului Național Liberal. În momentul de față, în hotărârea asta, eu nu văd locul Partidului Național Liberal. Nu văd care este interesul sau pierderea Partidului Național Liberal. Nu riscați prea mult având o opinie separată față de ce vă cere primarul Marcel Romanescu? Să nu ieșiți din linia partidului? Noi suntem, dacă nu mă înșel, în anul 2018. Suntem în Uniunea Europeană. Până acum nu v-ați devenim... Păi, eu nu trăiesc în Uniunea Europeană. Treaba altora dacă sunt în altă etapă. Așa. Deci, în momentul de față, eu cred că dreptul de opinie sau obligația de a avea o opinie constructivă este a noastră a tuturor. Prea mult ne-am ancorat în trecut, prea mult gândim prin prisma experiențelor altora și prea puțin încercăm să ne rupem de astfel de cum să spun, de influențe. Și mai este ceva de punctat, dacă ați încheiat. Frica de a spune părerea, de a spune opinia, frica de a nu-ți pierde... Ce să pierd? Postul de consilier local. Serviciul în care te-a angajat partidul, beneficiile anumite naturi. Eu vreau să vă dau niște exemple. Vă e frică de treburile astea? În niciun caz. Din perspectiva muncii de consilier, eu cred că mi-am făcut datoria cu prisosință. Am proiecte depuse și aprobate în Consiliul Local. Sunt în absolut aproape toate comisiile și de negociere și de discuții pe proiecte și astea, pentru că o să spun, îmi place să vorbesc cu oameni, știți? Deci, din punctul ăsta de vedere, cum să vă spun, eu cred că mi-am făcut datoria față de Consiliul ăsta local cu vorb și îndesă. Și față de partid? Și față de partid, pentru că alături de colegii mei, de echipele pe care le-am și condus o perioadă, am reușit să aducem la Gorj un scor foarte bun pentru președintele Klaus Iohannis. Am reușit împreună cu echipa de campanie, unii mai puțin, alții mai mult, să-l aducem pe Marcel Romanescu în postura de primar. Da? Am condus câteva structuri ale Partidului Național Liberal o perioadă, alături de Octavian Lupulescu, de Marcel Romanescu. Eu l-am propus pe Marcel Romanescu și l-am susținut ca și candidat de primar, practic forțând mâna organizației județene printr-un vot în unanimitate. Îl mai susține și acum? Fără îndoială. Fără îndoială, dar îmi permit și îmi voi permite și mi-asum lucrul ăsta să-i spun dacă greșești. Cam periculos. Ce faceți? Păi, aseară am văzut un... Auziți, aseară am văzut un reportaj... Am mai făcut cineva treaba asta, să știți. Am văzut un reportaj despre Saddam Hussein. Cum a ajuns lider incontestabil și asta. Singur n-a zis oricum. Suntem în România, în Europa. De ce să-ți fie frică să spui ceea ce crezi? Întreb. Poate retoric. Poate retoric. Venind după 50 de ani de comunism, cred că nu e caz să mai spunem de ce să-ți fie frică. De tortură, de beciu poliției, de pierderea serviciului, de deportare, dacă faci infracțiuni, nu, domnule? Da, absolut. Dacă faci infracțiuni, nu dacă vorbești cu conștiința curată, înțelegeți? Nu se știe. Asta că mai avem un exemplu și o să vă rog să-l comentați. Mă referi la Liviu Dragnea sau nu? Nu, mă refer la domnul Cristian Toader Pasti. Ce e cu el? La declarație pe care a făcut-o, s-ar putea să... Aia a fost o declarație politică. A fost o declarație pe un proiect de hotărâre. S-ar putea să... Și a asumat omul. Și a asumat. S-ar putea să aibă de suferit.
Adică aici nu e cazul. Aici a fost o declarație strict pe proiectul de hotărâre de Consiliul Local. Acum, asta a fost ideea. Corect. Primarul spune că e politică. E diferență uriașă între una și alta. Trebuie văzut dacă declarația a produs efecte. Adică? Multe față nu se poate proșa nimic decât că ai avut o opinie atât, nu? Vis-a-vis de chestia asta? Da. O opinie contradictorie. Păi, da, contrar. Cuiva, știi, cum deci să cam pus nu, deci, m-a surprins atitudinea unor colegi din biroul politic local care mai mult deci exista așa pe fața lor anumită încrâncenare că dacă șeful organizației și primarul municipiului spune așa, trebuie să facem așa. Și m-am uitat foarte trist la persoanele respective și repet, mi-am adus aminte de Saddam Hussein? Nu de Saddam Hussein. Nu, de sintagma aia care a spus-o Florin Crișumaru în momentul în care era criticat tot așa într-o ședință de Consiliul Local. Nu mai știu exact în ce context, dar era ceva de o deplasare și zice, dacă așa zic eu, așa trebuie să fie. Să spunem că nu este o bolă. Așa mă gândesc că poate lucrurile nu mai evoluează în contextul ăsta sau în direcția asta. Mie mi-a plăcut cealaltă, cum măi mărtanule, sau mă mărtanule, mă rog. Lui Paraschiv. Așa, da. A fost și aia frumoasă. Da. Deci, au fost momente haioase. Și acum au devenit tragicomice, cum v-a zis. Că de vreme ce dumneavoastră așteptați ședințele Consiliului ca să înlocuiți firma. Știți cum e cu bulina? Divertisment. Cu acordul părinților, recomandat. Eu vă spun că pensionarilor, nu știu. Eu cel puțin cu colegii de care stăm aici nu suntem prea fericiți, nu? Vă cred. Că, păi ce, că facem divertisment? Suntem gazi de clown? Dar nu facem noi divertisment. Să fim serioși. Divertismentul îl face o gașcă adusă de către cine este adus acolo gașcă, parte din ei infractorii cu ani mulți de condamnare. Deci haideți să vedem cine face acel divertisment și cine... E liber accesul la ședințele Consiliului? Ședințele Consiliului Local este liber accesul cine la decide? Ședințele Consiliului. În mod normal, acolo trebuie să participe consilierii locali, dezbaterile sunt între consilierii locali și invitații, fie ai consilierul local, fie ai primarului municipiului Târgu Jiu. Singurii care vin de invitați sunt cei de la presă, nu? Sunt cei de la presă, sigur că da. Nu s-a simțit nevoia, cum este în alte locuri, spre exemplu la Sibiu, unde nu se înregistrează, nu se filmează ședințele de consiliu local, adică la domnul Klaus Iohannis, de pe vremea domnului Klaus Iohannis. Acolo consilierii PSD au făcut un proiect de hotărâre pentru a se transmite în direct ședințele de consiliu local. Și cei de la FDGR, ai lui domnul Klaus Iohannis, cu cei de la PNL, au spus că nu, pentru că ar însemna să fie folosite acele filmări în scop electoral. Și au respins acel proiect de hotărâre. La Craiova este tot la fel. Deci, până la urmă, oamenii sunt interesați de finalitatea proiectului de hotărâre și nu de ceea ce se întâmplă acolo. În ultima vreme este o gașcă. Aveți majoritate. Am înțeles, da. Dar puteți să scoateți transmisiunile live. Putem să le scoatem. Ideea este să, nu este să le scoatem. Ideea este ca cel care cheamă gașca acolo să-și o țină lesă, dacă totuși cheamă gașca acolo. Unul dintre ei, înțeleg că lucrează și prin presă. Din păcate, oameni politici se duc la emisiunile lui, deși cunosc cazierul său și îl legitimează pe acel individ care are 7 clase, nu mai mult. Și în felul acesta acel individ prinde curaj, pentru că dacă politicienii se duc la el la emisiuni, respectivul individ prinde curaj, începe să înjure în Consiliul Local și să aducă jigniri consilierilor locali, începe să amenințe consilierii locali. Este o vină destul de mare și a oamenilor politici. Mai mult decât atât, unii jurnaliști, am văzut că îl venerează, gen Roxana Stoian de la Panduru, care îl apreciază foarte mult pe acel individ și ea este un fel de jurnalist de hashtag rezist, adică este împotriva infractorilor, dar pe ăla îl venerează. Adică ăla este în regulă, e colegul ei de breaslă și trebuie apreciat și venerat. Asta se întâmplă, repet, este o gașcă acolo care face scandal și nu consilierii locali fac scandal. Despre, cred că ai greșit prenumele.
Cui? Roxana Stoian e altcineva. Nu, Roxana Stoian de la Pandoru. A, da? Da, da, Roxana Stoian de la Pandoru. Doamne, să voi, sunteți mândru că lucrați într-o astfel de instituție? Da, și vreau să fiu puțin mai critic decât dumneavoastră, dar da. Domnia sa a spus că vine anumite găști. Când vine unul, poate să, în modul când vine la o ședință, să vină cu cazierul în mână să vadă cine este. Nu, dar îl cunoaște toată lumea și dumneavoastră îl cunoașteți. Îl cunosc, îl întâlnesc chiar zilnic, dar mă limitez. Și domnul Dragnea trebuie să vină cu cazierul. Mă limitez la o simplă discuție. Am amestecat în partea politică. Nu știu, deci ține cont, dar au fost câteva momente când ședințele au fost tensionate. Faptul că a intervenit și presa și au apărut discuții pe rețele de socializare a dat nașterea unui eveniment de parcă s-a fi întâmplat nu știu ce. Noi ne-am mai certat. Dar cearta asta a fost că se poate normală de, păi noi nu ne jignim, de bună creștere și n-a fost într-adevăr cu sumele de jignire. Dar cum să vă spun, se întâmplă. Acum să nu credeți, să creadă cetățenii și în mare parte că așa se întâmplă de fiecare dată. A fost un moment nefericit care, într-un fel sau altul, va trebui să arate că pe viitor trebuie să le evităm. Păi, prietenul domnului Ivan, domnul Daju, așa a dat când a transmis live. Iată, consilierii locali sunt niște maimuțe sau ceva de genul ăsta. Trimiteți lui Daju banane, eu trimit banane. Era, când îl văd, îi dau banane. Daju era lângă Ivan acolo și făceau ce făceau pe acolo. Asta nu uităm că jurnaliștii, indiferent cum sunt întâlniți în ei acolo și că fac oricum, indiferent de unde provin. Am înțeles, dar totuși, parcă să venerez un individ condamnat pentru furturi și tâlhării. Are 7 hotărâri de condamnare în România. 7 ani executați efectiv în România. E reabilitat? Este reabilitat, da. Dar nu contează. Acel individ nu poate să vină să fie venerat de presă, nu poate să vină să dea lecții de moralitate când ești prins și în afară. Spre exemplu, în Olanda a fost prins cu șunca presată la sub braț, că o furat din magazin. Acum, totuși, nu poate să vină un astfel de individ să ne dea nouă lecții de moralitate, iar jurnaliști, gen Roxana Stoian, să ne-l prezinte ca pe să-l prezinte ca pe un model societății. Nu se poate așa ceva. Deci asta vreau să spun. Ceea ce noi vorbim acum de activitatea Consiliului Local. Păi nu vorbim despre asta, pentru că vedeți dumneavoastră, activitatea Consiliului Local este obstrucționată de o astfel de gașcă. Aveți majoritate, adusă, aveți președintele Consiliului Local. Am înțeles, da, o să facem demersurile legale necesare, nu este puteți absolut nicio problemă. Puteți să luați măsuri, cred că se poate și în lege, e prevăzut că puteți bineînțeles, să desfășurați ședințele. Bineînțeles că se pot, bineînțeles că se pot lua. Doar să fie doar transmisiunea, nu... Da, exact. Dacă... Bineînțeles că se pot lua măsuri, nu e vorba de asta. Dacă vă deranjează. Nu e vorba de asta. Este vorba de niște indivizi care puteți vin... Puteți chema poliția locală sau protecția. De asemenea, pasă, mai mult decât atât, tot din gașca domnului primar face parte o doamnă așa zisă jurist și spun așa zisă jurist, pentru că nu are cunoștințe teoretice elementare de drept. Să luăm telefonul înainte de că e un telefon. Sigur. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, domnul Măruță. Bună seara, domnul Măruță. Trăiască și invitații și toți gorjenii care vă urmăresc. Să trăiești. Bună seara. Domnule, mă râd, știți de ce mă râd? Eu până în 89 am lucrat 40 de ani efectiv. Nu ne-a condus doctorand, domnule, în nicio ramură. Ne-a condus oameni simpli, cu 7 clase, cu 8 clase. Când aud de 7 clase, păi domnule consilier, cu 7 clase poate are capul mai bun ca al meu cu 2 doctorate în cap. Mă îndoiesc. Aoleu, uite, Ciorbilă-i doctorat, premiant de grupă și a făcut har și aparța când a fost prim-ministru. Haide, nu mă pe mine mă faceți că am 80 de ani și sunt rost cu toate alifiile astea. Nu spuneți de clase. Bunicul meu a avut 4 clase și a făcut avere de pomină în satul lui. Și a fost cel mai bun orator la 4 clase. Ne-a condus oameni veniți din armată, fără facultate, a făcut ăștia fără școală, fără diplome, au făcut uzine, fabrici, pe care le mâncară ăștia cu doctoratele. Hai, domnule, hai să terminăm cu școala. Ăla s-a scolit prin lume, a făcut pușcărie, a fost deștept, dacă deștept în televiziunea lui, n-a fost băiat prost, domnule. N-a fost băiat prost. Și are voie să vorbească, nu? E liberă vorbirea. De cu părerea. L-a scuz pe el, nu salut. Dar nu-i dea cu parul în cap, e condamnat cu tare și cu tare. Când a fost condamnat? Iată, e condamnat și îl tăi în fruntea unui partid care îți bea acum să retrase, că nu dă ordonanță la penale și la cutare. Hai să fim serioși. A prăsit lumea dacă sunt o boală, a prăsit România sau nu știu câte tabere. Să terminăm odată. De ce unii gândesc într-un fel,
du-te, domnul Pasti, domnule, dacă în fiecare județ ar fi numai 10 ca domn Pasti, s-ar schimba treburile, domnule, că știe să vorbească și hotărât. Sănătate! O seară bună să aveți, domnule Dar. Sigur, omul a făcut 7 clase, ulterior a mai făcut 7 ani la pușcărie, deci încă 7 clase. Putem pune că a terminat și facultatea, dacă este necesar, adică se încadrează, e numai bun. Bine, putem să spunem și primarul municipiului un conflict personal cu... Nu am absolut niciun, nu e vorba de un conflict, personal. Nu este vorba de conflict personal, este vorba de faptul că, este vorba de faptul că s-a, domnul primar, de fapt, tot dă apă la moară acestei găști, ca să nu spun că o cheamă el direct, dă apă la moară acestei găști și vin în Consiliul Local susținând că reprezintă ei societatea civilă sau ceva de genul ăsta, omițând faptul că reprezentanții cetățenilor în Consiliul Local suntem noi cei aleși în Consiliul Local. Asta este situația, nu este alta. Repet, lucrurile sunt în halul în care sunt în Consiliul Local din cauza acestei găști. Nu consilierii locali între ei. Consilierii locali între ei nu se jignesc, nu s-au jignit. Consilierii locali între ei discută, se mai ceartă, mai dezbat, așa sunt dezbaterile, dar eu nu am spus despre niciunul dintre consilierii locali că ia șpagă, s-a vândut pe bani, s-a nu știu ce, s-a nu știu cum. Și niciunul dintre consilierii locali nu au spus lucrul ăsta despre ceilalți colegi ai săi. Am fost întrebați în toată emisiune, chiar provocați, dar nu putem să acuzăm. Nu poți să afirmi așa, să afirmi lucruri total ieșite din comun. Disputele, dezbaterile politice sau administrative sunt necesare în Consiliul Local și le avem. Dar nu putem să acum să ieșim la duel. Sau nu știu exact ce se așteaptă, sau modalitatea în care este prezentată această situație. Din punctul meu de vedere, critica pe care presa putea să o aducă Consiliului Local este tamă în ceea ce a spus dumneavoastră înainte, domnule, puteți să luați măsuri conform legii. Corect? Aveți dreptate. Păi aveți dreptate. Aveți de ce vă plângeți? Nu e vorba de asta. Aveți de dreptate, putem să luăm măsuri conform legii și vom lua aceste măsuri. De un an de zile vă chinuiți să faceți o parcare. Nu știu ce se întâmplă cu urea. Așa este, nu ne chinuim, domnule, nu te zgârși. Mă rog. Se încearcă să se înțelege ce e mai bine pentru oraș. Mă rog, să se înțeleagă. Este mai simplu decât a spune. O parte din consilier a avut o idee, ceilalți n-au putut să o împărtășească și este o discuție. Una să fie de stat și una privată. Vă propun câte o parcare pentru fiecare partid. Sau așa, pentru fiecare consilier chiar, ca să nu mai fie supărat. Eu aș vrea să intervin legat de ce spunea domnul Dar. Acum ceva timp în urmă, apropo de această atmosferă lipsită a fost de etică. Tensionat la un moment lipsită dat. Lipsită de etică. Recunosc și eu din Consiliul Local. Acum câteva timp propuneam... Chiar nu mai era de râs. Un Consiliu Consultativ al Societății Civile. De acord, da. Vă aduceți aminte discuțiile de la vremea respectivă, da, că sesizam vidul ăsta, da, de influență sau de pertinență în societatea civilă și vă propuneam dumneavoastră tuturor celor din Consiliul Local o astfel de structură consultativă. Ce se întâmplă acum în Consiliul Local este exact urmarea a lăsării de izbeliște a societății civile, pentru că acei care, pe bună dreptate sau mai puțină dreptate, consideră că reprezintă societatea civilă, și-au găsit nișa. Da? Au venit, au, fiind vocali, fiind tupeiști, fiind... Ce se întâmplă cu proiectul acela? A picat. A fost respins. A fost respins tocmai pe acest în ceea ce mă privește pe mine, tocmai vedeți, pe acest considerent. Nu știu de a nu cum se scandalul, care era reglementat. Dar faptul că acolo aduceam oameni care erau votați de concetățenii noștri, care trebuiau să îndeplinească o anumită calitate umană, sau, nu, pardon, scuze, care trebuiau să îndeplinească niște criterii de eligibilitate, credeți-mă că nu ar fi permis situații de genul ăsta în consultările pe care noi, în mod normal, trebuie să le avem înainte de a lua decizii politice. Gândiți-vă că acolo poate
Hoptam un inginer structurist, că pe mine mă distrează cu... Deci, bun, acum ajuns să facem politică și aia pe Facebook în drag. Că nu se poate construi. Avem blocul 10 da. Etaje peste stradă. Vă rog să vă rețineți blocul 5 etaje ideile, pentru că luăm o pauză de publicitate acum. Dar nu se poate construi. Da, interesant ce spune. Ofertă imbatabilă în cadrul campaniei de primăvară 2018 la Raico, dealer autorizat Husqvarna. Până în luna iunie, motofereastrăul Husqvarna 236 costă doar 799 de lei, iar moto-unealta Husqvarna 128R 1099 de lei. Nu ratați reducerile la moto-uneltele Guardview și motofereastraele pentru elagaj, dar și la motofereastraele Husqvarna 455 Ranger, 365 X-Torque și cele din gama XP. În plus, la motofereastraele 435-2 și 440-2 primiți cadou două lanțuri X-Cut la cumpărarea acestora. Reduceri uimitoare și la tractoarele pentru tuns gazon, între 500 și 1500 de lei, plus cadou un refulator pentru fiecare tractor cumpărat. La cumpărarea unei mașini de tuns gazon se oferă cadou o foarfecă pentru Guardview, iar la cumpărarea unui Raider 320 AVD Husqvarna beneficiați de 10% reducere la accesorii. Oferta completă a campaniei de primăvară 2018 în magazinele Husqvarna din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat Husqvarna. Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Ia-l naiba de greu să fim cei mai buni! Vara asta, distracția ultra all-inclusive se numește Ana Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale, apă în nisip, palmieri și multă muzică bună. De siguranță, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscină copii, piscină adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusive la Ana Summer Events. Ana Summer Events, insula bunului gust. O carieră strălucită înseamnă un învățământ de calitate, taxe mici și o varietate de programe de studiu. Toate acestea le găsești la Universitatea Constantin Brâncuș. Universitatea Constantin Brâncuș dezvoltă personalități, dar mai ales caractere. Învățăm împreună. Pregătim cariere împreună. Fii inspirat. Mergi la sigur cu UCB. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Am revenit la emisiunea noastră, suntem în direct, trei consilieri locali din Târgu Jiu, domnii Eduard Bercă, Ion Săbuio și Eduard Lădaru, PNL, PMP și alte. Domnule Lădaru, povestesc ceva, ce s-a întâmplat cu domnul viceprimar? Da, cu doamna juristă care e a domnului consilier, a domnului primar, doamna juristă. Real acolo sau absolut. E o poveste? Eram în birou la domnul primar după ședința respectivă, dacă se poate spune ședință, și ne trezim stând de vorbă că intră doamna Pițu împreună cu soțul dumnei. Și efectiv ca în filmele cu mafioți, începuseră să plimbe pe acolo prin birou. Ce faceți, mă? Cred, nu vă ieși jocul, nu știu ce. Ea era cu jocuri, cu chestii de genul ăsta. Eu mă uitam la Tudor la mine și într-o dată Tudor zice, ieșiți mă afară, nu se poate așa ceva, ieșiți afară acum. Ce să ieși mă afară? Păi ești pe tarlaua ta, aceea, ești pe tarlaua lui maică ta. Eu vorbesc frumos acum, adică traduc.
nu chiar așa au fost exprimările, ci mult mai... Era cu cratimă, nu? Mult mai... Exact, era cu cratimă. Vulgare. Și eram șocat. Deci eram șocat, de-a dreptul șocat. Nu venea să cred că se întâmplă așa ceva în primăria municipiului Târgu Jiu. Bă, vezi de treabă. A ieșit, văzând că, zicându-le mai multe ori să iasă afară, n-a ieșit, a ieșit Tudor, a pus secretarul să sune la poliție. Între timp, la fel, ieșise cu soțul. Doamna juristă face către mine, tu, exact gestul ăsta, nu că m-a scuipat, dar exact așa a făcut, tu. Deci cam filmele cu mafioți, repet, așa ceva este inadmisibil și o astfel de persoană vine să ne spună nouă că nu-i bine ceea ce facem pentru municipiul Târgu Jiu sau ceva de genul. Un interes a existat și pentru familia Pițu, o să fac rost de proiectul de hotărâre de Consiliul Local, pentru că au vrut să facă schimb cu un teren pe care le aveau dumnealor și să dea diferența să achiziționeze centrala termică din spate de la cinematograful Sergiu Nicolaescu. Deci ăștia sunt oamenii domnului primar și au fost nervoși. Familia Pițu a fost nervoasă că de fapt prețul a fost prea mare și nu le-a mai convenit să plătească diferența respectivă de preț. Deci asta s-a întâmplat în biroul domnului primar. Până la urmă a venit și Răduțoiu, Constantin Răduțoiu, șeful departamentului juridic, și le-a spus să iasă afară. Au început să urle pe acolo, pe holuri, după care au plecat. Dar așa ceva este într-adevăr... Și l-au agresat fizic pe domnul viceprimar? Nu l-au agresat fizic pe... Că așa se auzise la omul. Domnul Tudor. Mă rog, au pus mâna așa, dar nu efectiv, că i-au dat cu pumnul sau ceva de genul. Dar oricum, în chestiunea de amenințare era. Și cel puțin pentru domnul Pițu este... Se cam întrunesc elementele constitutive a infracțiunii de violare a sediului profesional. Se întrunesc asta, înseamnă că s-a depus o plângere? Sau? Nu știu dacă s-a depus o plângere, nu știu ce a făcut domnul viceprimar, n-am discutat pe această temă, dar exact acest lucru s-a întâmplat. Deci este inadmisibil așa ceva. Ulterior, domnul viceprimar l-a sunat pe domnul primar, i-a spus ceea ce s-a întâmplat și domnul primar, bineînțeles că n-a nicio măsură, că face parte doamna din gașca lui. Adică nu poți să iei măsură cu gașca ta. Știți cum e? Ascultă Haikyuu, gașca mea. Nu poate să stea liniștită și asta era este. Pe la PSD cu Haikyuu. Da, nu, da, a plecat după aia. Da, sigur, a plecat la domnul Romanescu. Deci exact acest lucru s-a întâmplat și este de dreptul șocant. Adică nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Adică în momentul în care am avut disputele cu Florin Cârciumaru și pe care mi le mențin, adică criticile pe care le-am dus că n-a făcut parcări, că n-a făcut, mi le mențin, am spus de foarte multe ori. Și în același sens merg și acum în ședințele de Consiliu Local și asta solicit în continuare, să facem și noi parcări, să mutăm și noi padocul ăla de câini, ce să putem să strângem câinii de pe stradă. Ați construit un loc de parcare de un an? Nu. Păi ce faceți în Consiliul Local? Să strângem câinii, păi asta vrem să facem. A trecut un an, mai sunt doi. Asta vrem. Dacă într-un an n-ați făcut nimic, în doi? Numai că domnul primar a început să saboteze municipiul Târgu Jiu. Asta singur? E, păi dacă aveți majoritate, că asta este vorba. Asta eu nu asta nu înțeleg. Păi înțelegeți poate faptul pot. Că... Dacă aveți majoritate, domnule, noi facem ce vrem. Dă dispoziție la compartimentele sale de specialitate. Așa. Da? Aici nu faceți aia, aici nu faceți aia, nu le mai dați aia, nu le mai dați cu tare hârtie, nu le mai dați cu tare hârtie. Verbal sau cum le dă? Bineînțeles că verbal. Și atunci te lovesc de un zid în sensul ăsta. Și te trezești cu referate de la compartimentele de specialitate, care nu spune că proiectul de hotărâre încalcă vreun articol de lege, dar spun că, la sfârșit, spun toate referatele de specialitate, spun în felul următor, că este atributul Consiliului Local, în conformitate cu legea, să decidă cu privire la patrimoniu sau cum se administrează patrimoniul municipiului Târgu Jiu și ulterior scriu avizul este nefavorabil. Păi stai mă așa voi, nu stabiliți oportunitatea acolo. Compartimentele de specialitate nu stabilesc mie oportunitatea, eu stabilesc eu ca și consilier local oportunitatea. Ei trebuie să-mi spună dacă sunt bani sau nu sunt bani în condițiile în care un proiect de hotărâre angrenează niște sume de bani și doi, dacă sunt legale sau nelegale. Ziceți-mi trei proiecte care nu au trecut de compartimentele de specialitate. Nu, unul, ziceți-mi. Păi ăsta este cu parcarea de la Ronda, care are compartimente de specialitate care în ianuarie când s-a depus acest proiect, ce credeți, cum au fost avizele? Favorabile, iar acum același proiect depus, compartimentele de specialitate au dat avize nefavorabile. În ce stadiu mai e proiectul ăsta? Acest proiect a fost retras astăzi de pe ordinea de zi cu toate amendamentele pe care noi le-am făcut și m-am stabilit un termen de 60 de zile pentru domnul primar să vină cu varianta sa
și să ne spună cum vrea să edifice parcarea în zona respectivă. Sigur, aberații de genul susținute în ședința de Consiliu Local, nu știm dacă se poate construi acolo. Ai blocul 10, ai blocul 10 etaje peste drum, da? În zona de est, peste, la est de parcarea respectivă din zona Piața Centrală. Ai blocul 5 etaje la sud, da? Pe partea cum curge Jiu. Mai și hala asta în partea astălaltă, care se ridică în partea de nord, care se ridică la 3 etaje, să zicem. Și tu îmi spui mie că fix pe porțiunea aia nu se poate construi? Adică este o aberație și un nonsens. Despre ce vorbim aici? Orice este foarte hilar. Nu poți să ne spui nou. Sunt de acord. Nu poți să ne spui nou că nu se poate construi în zona respectivă o parcare. Despre ce vorbim? Și este nevoie ca de aer, ca în zona respectivă să fie mărit numărul de locuri de parcare, pentru că la un calcul minimum sunt cel puțin 600 de comercianți în zona respectivă. Cel puțin 600 de comercianți. Punem că au doar afaceri de familie. Asta înseamnă 1200 de oameni care își câștigă pâinea de zi cu zi. Dar acolo sunt 50 de angajați într-o parte, 20 de angajați în altă parte. Dar să zicem că sunt cel puțin 2000 de angajați acolo. Dar să zicem că sunt doar 1200 de oameni care își câștigă pâinea de zi cu zi. Acea parcare, cum bine justifica domnul Berca, din punct de vedere administrativ și din punct de vedere al administrării orașului, trebuie asigurată ca fiind parcare de tranzit. Pentru că dacă va veni domnul Măruță, domnul Lădaru, cu domnul Săvoiu și cu domnul Berca și își vor lăsa mașinile acolo 7 ore pe zi sau 8 ore pe zi, atunci s-a ales praful de parcare respectivă. Nu mai este parcare de tranzit și toți oamenii care vor veni nu vor mai găsi loc în parcare și se vor duce la mall. Și se va alege praful de toți cei 600 de, minimum 600 de comercianți din zona respectivă. Noi trebuie să, acela este un furnicar comercial. Eu când am făcut calcul, am zis, hai să fac și un calcul de genul ăsta. Mi-a spus cineva, fă și calculul ăsta. Și l-am făcut. Mie nu mi-a venit să cred că, de fapt, într-adevăr, acolo este un furnicar comercial, un furnicar economic, de unde oamenii își câștigă pâinea de zi cu zi. Și noi nu putem să aruncăm în aer 2000 de locuri de muncă, pentru că domnul primar ne spune că să vedem, să facem, să dregem sau să nu știu ce mai să mai facem. Eu nu pot să am încredere că primăria municipiului Târgu Jiu va gestiona bine locurile de parcare acelea din zona respectivă, în condițiile în care celelalte locuri de parcare 251 nu sunt administrate și nu aduc bani la bugetul local. Deci eu nu pot să am încredere în acest sens. Iar să vii să-mi spui că, domne, atunci ne vom ocupa. Păi tu nu te ocupi de ceea ce ai și îmi spui că te vei ocupa de ceea ce ai, de ceea ce vei primi în viitor. Nu se poate așa ceva. Dar, repet, este nevoie de mărirea acestui număr de locuri de parcare, tocmai pentru a încuraja zona respectivă să devină o zonă economică din ce în ce mai importantă a municipiului Târgu Jiu și ca să asigure cât mai multe locuri de muncă. Cum este, domnule Săvoiu? Privată, de stat? Nu. De față știm un lucru, că avem nevoie de parcare. Da, asta cred că cu asta e toată lumea de acord. Gestionarea, forma, construcția, modul sunt lucruri care țin de specialiști. În momentul de față nu putem fi și juriști, și constructori, și economiști. Trebuie ca fiecare să aibă, care are pregătire în domeniu, să spună părerea. Cred că un concurs de soluții la nivel... Și rămânem la faza asta la 2 ani de zile, încă 2. Nu, da, 20 de ani am stat așa. Adică 20 de ani am suportat, nu l-a deranjat și dintr-o dată, pentru că... Păi și vreți să mai stăm 2? Nu, dacă am stat 20, mai putem sta un an. Păi am stat deja un an. Și mai stăm unul. Am stat 20. Că dacă era Crăciumarul acum ce vrea să o facă, se executa. Este greșit, domnul, să vorbim. Nu este greșit. Nu. Haideți să facem un lucru bun pentru oraș, printr-un proiect de soluții. Sunt de acord. Că s-a demonstrat că primăria nu este un bun administrator în câteva părți. Dar suntem în 2018. Poate în acest moment primăria are idei și devine un bun administrator. Dar să oferim posibilitatea să ne păstrăm patrimoniul în continuare. Domnule, eu nu înțeleg ce înseamnă că nu e bun administrator. Dați-mi și mie exemplu. Dacă vreți la primărie, nu sunt ca cei la ce privat. Mă referiți? La eu corupție? La ce? Eu ca privat controlez ca tot să fie... Mă referiți la corupție? Care sunt la mica corupție? La ce? Da. Tu nu plătești taxe, nu? Da. Asta e, nu? Da. Nu îmi lua și mie... La privat nu scapă absolut nimic. Deci nu se plătește taxă la stat. Jumătate nu sau cât? Cât nu plătește? Nu de taxă. Este că cei care taxează mașinile fiind la primărie nu interesează, pentru că nimeni nu-i controlează. Pe când la privat omul îi interesează să scoată și într-un colțișor bani. Pentru asta
Toată lumea vehiculează ideea că statul nu este un bun administrator. Bun. Bă, dar nu mai e statul care a fost acum 10 ani sau 15 ani. E statul care este astăzi, unde se vrea o schimbare. Dar haide să o facem să fie o schimbare cât de cât corectă pentru orașul Târgu Jiu. Acum, eu nu pot să spun că Marcel Românescu vrea să distrugă orașul. Că Aurel Popescu vrea să-l termine. Eu n-am spus treaba asta. Trebuie lăsată la o parte ura, pentru că de fiecare dată, în toate discuțiile pe care, care sunt la nivelul Consiliului Local și pe care și dumneavoastră le vedeți pe media, sunt acele mici atacuri. Dar le viceprimarul, de viceprimar, dintre primar și trebuie să dispară. Adică, haideți să vedem fiecare ce trebuie să vedem. Să dăm o notă de normalitate în Consiliu, oamenii să participe, dar să fie oameni care să se de bună cuvință, respectuoși, și atunci lucrurile merg în normalitate. Se creează senzația în așteptare că cineva are un interes material în povestea. Discuții sunt. Politicieni. Dar tocmai ca să haideți să fim mai serioși, tocmai ca să anulăm lucrul ăsta, noi am dat posibilitatea, am dat 60 de zile termen domnului primar să vină cu proiectul domniei sale, cu privire la edificarea parcării. De ce suficient? În momentul de față, comentariile privat, oricum ar fi. Comentariile se opresc. Comentariile se opresc. Să vină domnul primar și atunci să-l văd pe domnul Savoie peste 60 de zile care va fi atitudinea domniei sale. Mulțumesc. Domnule Berca, e vreo soluție de ieșire din povestea asta? De un an de zile construim la o parcare, mă rog, teoretic. Nu construim de parcare, ba este da. Acel la Ronda, sunt în continuare până în momentul de față. Nu, ei sunt ceva care au văzut ați face, oamenii aia sunt trebuia acolo. Trebuia să avem planul deja pentru următoarea parcare. Mai sunt 6 luni. Aș vrea un proiect de soluție că poate în afara celor care stăpânesc păi astăzi. Amendamentele astea prevedeau astăzi. Care stăpânesc Ronda, proprietarii, afaceriștii. Asta au prevăzut încă de la momentul. Afaceriștii conduc în continuare Ronda afacerea. Trebuie să vedem dacă mai este cineva capabil în afara lor să vină cu un proiect care este foarte bun. Păi da. Stați puțin. Că păi în momentul în care expiră contractul, asta prevedea proiectul. Nu o să vină cineva de sus așa cu o parcare, exact. Să o pună acolo, exact. Să-i dea drumul. Exact. O administrează primăria în continuarea lor. Da. Nu? Dar este în stare. 6 luni, 7 luni. Vedem dacă e în stare. Cât să mai administreze domnul Măruță? Noi ziceam să o construim la anul. Nu păi să mai administreze primării. Păi asta era să facem licitația și de la anul de când expiră contractul. Păi da, și tot o să mai fie 3 luni să administreze primăria. Să se apuce de muncă. Păi domnul Măruță, nu. Asta e ideea, să facem licitația ca de la anul să se și apuce de muncă deci, cel care va veni. Procedurile durează mult procedurile. Durează procedurile, dar tot va fi o pauză. Nu va fi, credeți-mă, până scos la licitație, până aia. Poate să fie, poate să nu fie. Corect. De noi depinde lucrul ăsta. Da, de noi depinde tocmai. Bun. Asta e ideea, să nu mai fie pauză și să apuce de muncă cine vine să o construiască. M-a întrebat și pe mine care e părerea mea, da? Pe lângă ce am spus, că sunt pentru o administrare privată a acestei parcări. Și l-ați supărat pe primar, da. Cum? Și l-ați supărat pe primar, pe Noromani. Asta nu se e o decizie politică aici. A avut o opinie. Este o nu decizie strict administrativă. Așa, sunt atât de multe elemente din perspectiva mea și aș veni ca să demontez acest reproș cu programul pe care noi l-am promovat când Marcel Romanescu a candidat la primărie și am spus că ne dorim ca absolut toate deciziile în primărie să se facă sau să se adopte în mod transparent, cu proceduri transparente. Și spuneam la momentul ăla că ne dorim ca absolut toate astea, proprietățile bune, să se încredințeze, să se ajudece prin licitații. Scrie clar în programul de candidatură a primarului Marcel Romanescu. Am avut o modificare de procedură cu zilele orașului. Da? Astăzi am văzut un material care demonstrează din perspectiva celor care l-au întocmit că lucrurile au decurs normal. Da? Deci până la urmă, fără să plătim mare lucru sau să plătim nimic, nu știu dacă s-a plătit ceva, s-a îndeplinit, s-a dus la prin licitație publică, s-a dus la bun sfârșit acest proiect. Eu sunt pentru aceste lucruri. Transparență, da? Am experiența parcărilor de cuplat. Am o experiență extrem de nefericită. Pentru că vă pot da niște exemple. Da? Având sediu firmei unde lucrez în centru, acolo sunt înconjurat de parcări cuplat. Sunt situații în care mă deplasez împreună cu colegii mei din sfert în sfert de oră. Plătesc câte 2 lei
că nu mai găsesc loc de parcare în aceeași parcare, la 20 de minute. Pentru că le spun femeilor, le arăt tichetul și le spun, băi, am plătit acum 20 de minute, băi, femeie, da, dar nu-i parcarea mea. Și plătesc într-o oră 6 lei, pentru că așa vreau o taxatoare. Înseamnă că sunt eficiente parcările cu plată. Da, și în alte zile, domnul Mărță, dacă nu mișc mașina... Prima dată când parchezi, plătesc, asta spun, plătesc 2 lei și atât. 2 lei și acolo moare. Deci prima dată când, când se plătește, când se plătește, plătești 2 lei. Pe acest regulament de parcări, dar nu sunt de acord ca primăria să ia parcarea de la Rodna. Păi haide să facem... Dacă facem, domnul, am avut discuții în biroul politic local cu colegi, am creionat un regulament de parcare, l-am discutat, l-am propus. Unde e? Poftim? Unde e? În ce stadiu e? Zace. Zace în Parlament, în ghilimele. Înțelegeți? Zace. Pentru că eu sunt omul care fac... Scriu. Domnilor, da. de la începutul emisiunii este, rămân cu ideea că, în afară, lasă-l încolo de așa, tare mi-e teamă că o să ne ocupăm și în următorii de ani tot de parcarea asta și atâta de făcut cu traficul, așa. Cu ce vreți să știți anvelăparea blocurilor, cu mediul economic din județ, cu spațiile verzi, cu transportul public, cu gara Târgu Jiu, cu Brâncuș, cu Calea Eroilor. Și noi 2 ani de zile, 3 ani de zile muncim la o parcare toți. Deci, și știți care e problema? Da. Nu va fi gata nici în 2020. Plastic, dumneavoastră, ne spune să închidem. Și în 2020 va veni domnul Savoie și va spune: deci ne închidem. Domnule, ultimarul ăsta nu știu cât. Eu sunt de acord. Ce să facem? Așteptăm încă 5 ani. Luați o firmă, faceți fraților parcare, o administrați voi sau o administrăm noi. Care e problema? Asta spun și eu. Faceți odată casa asta, că nu mai locuiți în ea niciodată. Bun. Păi da. Haideți să schimbăm subiect. Că văd că sunteți... Nu schimbăm. Dar are dreptate, domnul Măruță. Aici are dreptate. Ne-a sunat domnul Davițoiu. Da. Domnul Davițoiu. E alături de prin telefon. Bună seara, domnule Davițoiu, liderul PMP Gorj. Cum este, domnule Davițoiu, cu parcarea asta? Că am amețit de la parcarea asta. Aseara, domnule. Da, se pare că puțin dintre invitații noastre știu cum arăta parcarea asta când a fost concesionată în 2010. Să vede și din, și din atitudinea pe care o au. Vă spun eu, foarte mici diferențe, în afară de niște var dat puțin și de lipsa trotuarului, pentru că era un trotuar pe acolo, pe lângă sadă. Să știți că o să vă arăt eu fotografii, nu diferă nici măcar, n-au pus un centimetru de asfalt. Păi este asfalt. Un centimetru nu este pus. Ce legătură are? Deci, dar să pune asfalt. Nu, peste asfalt, să zice domnul Davițoiu că e o investiție minimă care... Păi nu poate fi minimă dacă nu putea să pună niște fier. Domnul Lădaru, se pare că ai un spirit ăsta atât de conflictual, nu pricep nimic. Dacă nu pricep, măcar ascultă. Eu am spus că parcarea arată, inclusiv gropile sunt de acum 15 ani în ea. Înțelegi ce vreau să spun sau nu? Ora spune că vezi că dacă o dai de mâine tot aceeași firme va arăta nu știu ce, este greu de crezut. Păi scoaterea la licitație asta înseamnă că nu dai aceeași firme. Asta înseamnă scoaterea la licitație. Haideți că știm foarte bine ce interese aveți de tot lătras toată ziua cu scoaterea la licitație. Domnul Davițoiu, lăsați interesele, domne, pentru cine le are, dar acum să tot veniți cu... invective de genul ăsta. Nu v-ați săturat, domnule, cu invective de genul ăsta. În rest, nu vii cu vreo soluție sau cu ceva în oraș. Cred că n-ai propus nimic pentru orașul ăsta, în afară de toată ziua. Cred că ești exponentul câtorva care te-au băgat în față. Nu, stai liniștit că nu sunt exponentul nimănui. Sunt exponentul municipiului Târgu Jiu. Atâta tot. Și lucrez în interesul municipiului Târgu Jiu. Ce să faci cu parcarea? Să faci un malter de fiare vechi acolo care să-l dărâm peste 5 sau 10 ani? Păi îți spun eu, niciun privat din momentul de față în Gorj nu are puterea financiară să facă o parcare cam cu, la condiții și la standarde minime, să reții, minime. Ori face o parcare să corespundă, parcarea să știi că nu se face pentru comercianții la Rota. Nici pentru cei din piață, se face pentru publicul, pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu.
și pentru cei care vizitează municipiul Târgu Jiu. Asta e rostul unui parcări publice. E o parcare de tranzit, domnul David Soiu. Dacă e o parcare de tranzit și se folosește pentru ceea ce se folosește, scopul principal trebuie să fie același, domnul David Soiu. Pentru că dacă dumneavoastră lăsați pe ea de la ronda, că ăia nu au atâția comercianți cât sunt restul comercianților din piață. Lăsați-i pe ea de la ronda. Să știi că nici o mașină nu stă dacă iei bani de dimineața până seara la oră. Nici o mașină nu stă. Devine de tranzit prin taxa păi pe da, care... Păi da, și dacă domnul primar nu ia la oră bani, că nu vrea să perceapă la oră bani, la fel se va întâmpla și cu barcarea asta. Nu va lua la oră bani. De unde le anticipezi pe toate, bă? De unde știi tu totul? Păi cum? Dar e limpede că nu ia în momentul de față. Păi de unde știi? Păi mi-a spus în Consiliul Local când l-am interpelat. Tu cred dacă faci o parcare mare... Mi-a spus că nu este de acord, cum spun eu, să ia 2 lei pe oră unuia care ține 7 ore mașina parcată acolo. Și a spus, domnule, nu cum vreau eu, cum spune regulamentul. Nu, eu nu sunt de acord, a spus domnul primar. Așa a spus în Consiliul Local. Părerea este că te gândești de amănunte. De-aia și pierdeți timpul în Consiliul Local. Cum să mă leg de amănunte? Păi voi nu vreți să apară parcare. Voi vă certați care vine cu ideea atât. Să nu fie Romanescu, că și așa vă bate la fundul gol în 2020. Nu că ar fi cine știe ce primar. Dar vă bate că n-aveți soluție. Aveți numai oameni recalcitranți și atât conflictuali. În rest, n-aveți ceva care să iasă în față cum să-l vezi. Eu m-am uitat la toate ședințele de Consiliu că au pus să transmit. N-am văzut un om să vină cu o idee sau cu un proiect sau ceva ce vreți. Voi vreți repede pe un A4 prețul și 49 de ani. Atât, în rest, nu emană nimic de la voi, mă. Prețul și 49 de ani. Prețul la ce? La teren? Vreți să-l vinde sau ce? Nu, cum la poți să fixezi un preț dacă n-ai un proiect să știi ce vrei să faci? La concesiune, domnul David Soiu, la concesiune. Mă, băiat, s-a mai explicat atâtea ori. Când vrei să faci un bloc, una e să-l faci cu 4 etaje și una e să-l faci cu 20. Da. Nu e același preț. Domnul David Soiu, dumneavoastră... Sunteți în necunoștință de cauză. Proiectul de hotărâre fusese amendat. Eu sunt în cunoștință de cauză. Nu sunteți. Fusese amendat și se scoseseră anumite articole din el. Dacă vreți să înțelegeți. Dacă nu vreți să înțelegeți, nu vreți să înțelegeți. La presiunea lor, mă, care zici tu că sunt recalcitranți și vă deranjează. Nu a voastră. Că voi apar n-aveți să faceți un proiect. Da, de bine, am înțeles. Înțeleg că dumneavoastră ați făcut multe proiecte când ați fost consilier local. Și de asta au fost foarte multe parcări făcute în municipiul Târgu Jiu. Când ați fost dumneavoastră consilier local, ați făcut multe proiecte. Bă, n-am zis că am făcut proiecte, că nu puteam să fac eu unul singur proiect. Proiectele să ai o majoritate. Păi vedeți. O aveți voi pe asta nocivă. Păi vedeți, veniți să spuneți, habar n-aveți să faceți proiect. De-aia le-ați făcut dumneavoastră, că știați. Eu n-am spus că am făcut eu, mă. Păi și atunci cum puteți să veniți să spuneți că habar n-avem noi dacă dumneavoastră n-ați făcut? Ascultă-mă puțin. În consiliul local era mult mai util decât tine, să reții. Absolut, da. Sunt convins. Eu nu veneam acolo să vorbesc cu vorbeștiul de dragul de a te auzi vorbind. Pot să spun că uită-te pe toate procesele verbale în Consiliul Local cât a fost și e domnul Berca aceea de față. Să știi că proiectele le scotea când mă opuneam. Întreabă-l pe domnul Berca că e lângă tine. Nu era chiar mie de fară acolo și la urbanism. Să știi că datorită mie n-au apărut blocurile, mă, cât a stat eu în Consiliul Local. Pune și mie un bloc care s-a făcut cât a fost eu în Consiliul Local. Printre case sau pe eu nu știu unde, cu apar acum ca ciupercile. Păi, un exemplu... singur bloc, cât am fost eu Consiliul Local, cât am fost la urbanism. Și îți dau ce vrei. Da. Să știi că cartea se învață, poți să ai și 7 clase. Dar să știi, degeaba ai doctoratul, dacă... Și acum să ia doctoratul, dacă ai bani, poți să iei 5 doctorate. Dar știința de carte nu ți-o dă nimeni. Nu, adevărat că ăla cu 7 clase o are deja. Așa este. No, auzi, de-aia te și jură toți, pentru că tu asta știi. Ești arțăgos, enervant și atât. Asta știi să-i agiți pe toți. În rest, să știi că mai de ei care să strălucească. Ok. Deci să reții. Parcarea trebuie să fie o parcare, să puneți voi niște condiții, mă, minime. Primăria, indiferent că o dați la privat, poți să o dai cui vrei. Dar primăria trebuie să facă, nu se poate... organiza o licitație. Cum să organizezi pe una patru o licitație fără să ai un caiet de sarci cu niște obiective minimale, mă? Atunci ce faci parcare? Pentru ce o faci dacă n-ai niște obiective minimale? Vrei să iei autocarele de pe lângă parc sau celelalte? Pui, bă, niște condiții minimale.
Să fie parcare bună și pentru autocare, dacă vrei să o faci funcțională, să o faci publică. Pune-o pe site proiectul care ziceți voi că e bun. 30 de zile, le arătați la cetățenii la care cerșiți votul peste 4 ani, să vadă că îi băgați în seamă și nu sunt luptele voastre interne între 2-3 grupuri pe acolo, prin primărie, care e mai cumpă. Chiar dacă o faceți formal, dar să stea pe site-ul primăriei 30 de zile, uite mă, așa o să apară peste 2 luni de zile sau începând din 2019 în piața centrală. Cred că sunt condiții minimale și de bun simț, după părerea mea. Nu poți să faci o parcare de dragul de a o face. Așa cred că 2000 de locuri de muncă la 2000, cred că mulți cu 10. De fapt, ele sunt 200 de locuri de muncă. Hai să fii serios. Toată lumea ajunge la piață pentru piața de agroalimentară. Nu se duce pentru altceva. Pentru că e hala de carne și piața agroalimentară. Să fim serioși, cum e și piața mică. Că haide-i prin orașul de poarte. Păi numai acolo sunt 240 de mese. Ori 2 sunt 480 de locuri de muncă. Mai ținem emisiunea. Păi asta e. Numai acolo sunt 240 de mese, ori 2 sunt 480 de locuri de muncă. Îmi pare foarte rău. Mă pricep mai bine, că vă aduc în fiecare zi. Mă îndoiesc. Domnule Davițoiu, trebuie să luăm o pauză de publicitate. O seară bună în continuare. La revedere. Mulțumesc frumos, la revedere. La revedere. Băi, mâncați-și. Vara asta, distracția ultra all-inclusive se numește Ana Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale. Apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. De siguranța, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscină copii, piscină adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusiv la Ana Summer Events. Ana Summer Events, insula bunului gust. O carieră strălucită înseamnă un învățământ de calitate, taxe mici și o varietate de programe de studiu. Toate acestea le găsești la Universitatea Constantin Brâncuș. Universitatea Constantin Brâncuș dezvoltă personalități, dar mai ales caractere. Învățăm împreună. Pregătim cariere împreună. Fii inspirat. Mergi la sigur cu UCB. Bilet pentru cei dragi. Știu că vă plac dulciurile, dar nu aveți timp să le faceți în casă. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de foietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor. Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe. Cu multă pasiune, Aida. E vremea să mergeți la patiseria Aida. Toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești la patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la patiseria Aida din Târgu Jiu, strada Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, cu multă pasiune. Patiserie din 1994. Am revenit la emisiunea noastră, ultima parte politică, politica Torazna în Consiliul Local Târgu Jiu. Ce îi așteaptă bun pe Târgu Jiu în următorii 2 ani? Bun, bun, nu rău sau mai puțin bun. Domnule Berca, sunteți dezamăgit de activitatea Consiliului Local de până acum? Sunteți mulțumit sau foarte mulțumit? E o întrebare bună. Dezamăgit, mulțumit sau foarte mulțumit? Eu, de exemplu, sunt mulțumit că în ceea ce mă privește, că am reușit să promovez proiectul prin care bazele sportive descoperite ale școlilor de pe raza municipiului pot fi folosite de copii în mod gratuit.
sunt mulțumit că am reușit să trec acel proiect. Doar la școală sau și la grădinițe, scuze? Păi de regulă grădinițe nu prea au bază sportivă. Nu, mai au și locuri de joacă. Ai cu totul acel. Deci la grădinițe nu, am înțeles. Acum eu știu dacă dumneavoastră vreți să duceți copilul, mă gândesc că nu se... S-a întâmplat și eu. Nu supără nimeni. Se pune lacătul. Da, nu se... Uite, asta nu e deschisă. Nu sunt deschise locurile de joacă de la grădinițe, nu sunt disponibile. Nu, nu e prevăzut, dar nu ne-am gândit la asta. Nu am prevăzut-o, dar putem să amendăm proiect. Da. Asta e foarte simplu. Ar fi bine. Că nu ne-am gândit la asta, dar chiar e o idee bună. Da, eu am în cartier, am așa ceva și închis mie un lacăt așa pe... Da, e o idee bună asta, da. Chiar e o idee bună. Amendăm proiectul. Da, chiar e o idee bună. Nu facem împreună, că nu e mare lucru. Da. Acum, dacă vă apucați și împreună... E clară treaba. Păi de ce să nu lucrăm? Rămâneți independent. De exemplu, păi nu, dacă e o idee bună, adică revin la comentariul ăsta care s-a făcut vis-a-vis de acest proiect. Proiectul ăsta care s-a depus acum, din punct de vedere al suportului tehnic necesar, era foarte bun. Se discuta de studii de fezabilitate care ar trebui să însoțească documentația de participare la licitație. Eu vă spun următorul lucru. Un studiu de fezabilitate, un studiu constructiv, un plan și un releve, o soluție generală, domnul, sunt convins că știți, costă sute de milioane de lei. Poate peste un miliard. La o astfel de suprafață. Arhitecții, structuriștii taxează cu sute de milioane de lei un astfel de proiect complex. În care se spună, e nevoie de studiu geo, da? Că nu poți să te înalți să faci structuri și de genul ăsta, dacă nu vezi ce-i sub ea. E nevoie de, nu știu, amplasament în zonă, da? Că ne bate oricum cu pomul. Oricum trebuie. Sunt de acord, dar culmea! După ce s-a aprobat proiectul de hotărâre, primarul trecea la treabă, deci, și le făcea pe toate. Acel proiect prevedea obligativitatea celor care participă la licitație să vină cu studiu. Pe mine m-a surprins amendarea ca om care citește. La început, efectiv. La început, trebuia să era obligativitatea celor care participă la licitație să le facă. Da, acestui. Pentru că era o prevedere foarte clară pe care dacă și-o însușea primăria, putea să vadă simplu studiu de fezabilitate, da? Pe structura și se făcea un caiet de sarcini, nu pe preț, așa cum s-a obișnuit lumea, pe soluție tehnico-economică. Legea îți permite. Aoleu, că mi-a zis cineva să nu mai dau sfaturi. Da. Tac. Domnul se voie. Deci nu mai spun nimic. Că mi-au reproșat să nu mai spun că astea sunt... Da, să nu. Haideți mai... să ne imaginăm că... Că avem o parcare în Târgu Jiu. Nu, cred, dar vine în Consiliul Local și vine cu o propunere la care toți consilierii prezenți sunt de acord. Băi, vreau să facem o parcare. Mă susține și pleca o inițiativă plecată de la 15-16 consilieri, nu de la 6. Discutată în prezența primarului, lăsând la o parte ranchiuna. Dar de ce nu se poate discuta, domnule? Păi asta de cred că pe viitor poate fi o idee bună. Păi supărat, domnul Savoiu, că n-a semnat și dumneavoastră. Dar data viitoare vă chem să semnați proiectul de hotărâre. Nu sunt supărat eu că am semnat. Sunt cuvânt de onoare că vă chem să-l semnați și dumneavoastră. Ascultă-mă, mie nu sunt supărat, dar ei imaginează-ți. Ce să-mi imaginez? Să participe toți colegii de consilii la o discuție genul ăsta, ți-asigurai din start o reușită? Ce v-a costat ca să fie semnatare proiectului încă 5 sau 6 consilier. Așa e, da. Nu, stai un pic, domnul Sâmbăi, acolo, deci... acolo, că revin la puțin la problema asta referatelor de specialitate. De specialitate. Am avut și o notă de informare, v-am mai spus, cred, nu știu dacă am mai discutat-o, în care o hotărâre pe care am luat-o împreună cu domnul Davițoiu, fiind consilier local în 2013, a fost pusă practic în cărcă de șefa serviciului juridic. A avut o exprimare extremă, că de acolo am plecat eu personal să mă uit și să citesc absolut toată maculatura aia. Și am citit-o, am luat-o din scoarță în scoarță și m-am dus. Și am căutat și proiectul în arhivă să văd ce balzaconie s-a întâmplat în 2013. Și mi-am dat seama că este o interpretare absolut eronată a acelei, a referatului de specialitate, a notei de fundamentare pentru acea hotărâre. Plus că era o groază de lucruri aduse în atenție, era
se făcea o confuzie crasă între ceea ce are de făcut primăria, da? Și aici nu e vina primarului, niciun caz, e vina celor care au întocmit aceste documente. O confuzie crasă între atribuțiile aparatului propriu al primarului și ale Consiliului Local. Noi, Consiliul Local, nu avem niciun fel de autoritate în ceea ce privește amendarea, rezilierea, nu știu, în ceea ce privește contractul cu actualii proprietari. Nu avem niciun fel de atribuție. Deși a fost încheiat în urma unei hotărâri de Consiliul Local. Consiliul Local a spus, faceți asta, primăria trebuie să monitorizeze. Mai mult decât atât, am văzut o părere a Direcției de Venituri absolut neprofesionistă. Nu am văzut propunerea, da, din partea consultantului legat de posibilitatea administrării propriei aparcării. Păi stai puțin, tu, Direcție de Venituri și Direcție de Patrimoniu, care știi cât încasezi pe actualele parcări cu plată, știi cum funcționează, știi care e rata de ocupare, gradul de ocupare, știi care sunt salariile angajaților. Într-un sfert de oră se adună 2-3 specialiști în ghilimele și fac această variantă. Da? Deci absolut toate documentele care au stat în spatele acestui proiect, din perspectiva mea, au fost făcute neprofesionist. Nu spun tendențios sau nu știu cum. De asta spun. Da, că în momentul în care am luat și am citit eu personal și am insistat în Consiliul Local, da, să ni se explice, nu domnul Săvoiu, că practic cearta a început de la rugămintea mea către jurist, către șeful asericiului, bă, explică-ne ce vrei să spui aici. Și atunci a apărut Edward of Lădaru of Lancelot, care pus de-a doua. Cum să vii să spui că o hotărâre de Consiliu Local intră în contradicție cu altă hotărâre de Consiliu Local? Așa ceva este inadmisibil de punct de vedere al teoriei dreptului. Opinia ei. Avea drept de vorbă. Păi opinie, am înțeles. După care mai bine pregătit. Dar nu poți să spui, păi eu sunt foarte bine pregătit, îmi pare foarte rău. Puteți să o amendezi, pare foarte rău. Păi cum să nu? Cum să spui că un act adițional la un contract este contradictoriu act contractului? Cum să spui așa ceva? Actul adițional la contract modifică contractul. Nu poate să fie actul adițional în contradicție cu contractul. Deci sunt lacune crase. Deci nu discutăm de teoria dreptului. Deci sunt lacune crase. Deci hotărârea de Consiliu Local, care a fost adoptată ultima dată, practic a modificat hotărârea anterioară. Nu a intrat în contradicție cu ea. Despre ce vorbim? Aminte, domnul, și de asemenea, actul adițional care a fost semnat a modificat contractul. Culmea, am uitat că să-i aduc aminte domnului David Soiu că a fost incriminat și dânsul, că era acolo și a votat pentru. Da. În 2013. Am uitat să-i aduc aminte, dar poate că îl sun după ce... Poate să spune domnul David Soiu din nou. Poate să spune domnul David Soiu, da. Știți ce, dacă primăria cu toți specialiștii, cu consilierii, cu executivul, cu toată lumea, cu șoferul, cu doamna de la... face curățenie, se chinuie să găsească soluții pentru o simplă parcare. Mă întreb, ăia de la... care au construit piramida lui Cheops, au avut autorizație de la primăria... Nu, că a avut un singur ce. De la primăria Cairo. Știți că acolo a fost un singur imhotep. Studiul de fezabilitate ori fi avut. Ăla a fost singurul care a spus, pune piatra aici, 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 aici. N-a existat de atât, imhotep. Da, domnule. Ăla a spus... Să înțeleg că ilegal o facem imediat. Cum? Fără autorizație, fără nimic, se face imediat. Nu, domnule, cu autorizație se face imediat, nu-i vorba de asta. Dar dacă vrea și consumăm atâta energie, atâta efort... Deci am înțeles de la domnul Săvoiu. De fapt, domnul primar și domnul Săvoiu sunt supărați că n-au semnat și ei proiectul de hotărâre. Păi să-l semneze și ei și gata. Până la urmă, cum? Cum trebuie să fie? Pot să mai accept o dată, să mă iei sarcastic și nu pune la îndoială inteligența. Păi da, așa ați spus. Eu te respect. Păi da, așa ați spus. Și am dreptul la opinii, că atunci când tu ai dreptul la opinii, eu tac. Okay, și mi-am sușesc, da? Dumnezeu, dar nu vă e teamă. Nu sunt căsătorit cu Romanescu, îmi spun o opinie și tu să mă respecti, da? Ok, da, mulțumesc. Dar cum să nu respect? Aș vrea ca din acest scandal, teoretic scandal, între ghilimele, să se nască ideea că se poate face ceva împreună ca și consilieri. Doamne ajută. Repet,
Încă o dată, lăsăm la o parte răutățile. Fiecare și-a arătat că colții. Parteneriat mixt. Și vă spun că dacă se va încerca acest lucru, va fi o reușită, dar numai împreună. Stimați colegi, așa pe echipe dacă niciodată. Vorbim de sarcasm, eu l-am sesizat foarte acut în ceea ce spunea domnul și are perfectă dreptate, domnul Măruț. Deci noi suntem cei care dăm tonul acestor dispute fără sens. În acest consiliu local, foarte deliberativ, trebuie să ajungem să finalizăm. Da? Uite, vă dau un exemplu al unei hotărâri de astăzi. Cu toate că nu am fost absolut de acord cu ea, promovată de primarul Marcel Romanescu pentru cele 23 de locuri. Dom'le, a luat o decizie. A avut puterea, tăria, în contextul în care actuala coaliție spune stai un pic, că nu le facem acolo, nu dăm parcări de reședință acolo, că trebuie să deschidem super 2000 și dăm acolo. Dar nu, exact pe același calapod. Să vedem cum o să fie acolo. Da? Bă, dar a avut tăria omul ăsta, primarul Romanescu, și a spus, am discutat cu asociațiile de proprietari și au spus că vor acolo 23 de locuri. Am înțeles, da. Foarte nu bine. Contest. Se poate îngreuna traficul, poate să existe. Există soluții legale pe codul rutier. Da? Semnalizezi, panotaj. Păi da, da, a fost amendat proiectul. Cu ce? N-a trecut dâmb. Cum să v-ați opus? N-a trecut. N-a trecut. Stați, domnule, nu știți ce ați votat. N-a trecut. Și n-a trecut amendamentul? N-a trecut. A trecut cu amendamentul dumneavoastră. Păi da, să fie alocate la Ronda. La Super 2000. Păi da, dar gândiți-vă ce înseamnă asta. Înseamnă că acel... Vor fi alocate acolo, că domnul primar trebuie să pună în executare proiectul de hotărâre. Acolo, la Super 2000. Acea parcare trebuie făcută cu plată. Când vom face, vom lua banii prin PNDL? Când vă întreb Acum, că sunt locuri de parcare acolo, la Super 2000. Cum? Dom'le, acolo, de parcare? Deci toate lucrurile astea trebuie colaționate, să spun așa, într-un alt proiect. Va pune, nu trebuie făcut într-un alt proiect. Am stabilit în acest proiect, când am amendat acest proiect de hotărâre, că cele 23 de locuri vor fi la Super 2000. Ați să vedeți careva dintre cei care ați făcut amendamentul ăsta. Nu știu dacă e bine în față la Super 2000. Să vedeți. Păi asta vreau cred să vă spun. Cred că trebuie băgat un pic în cartier. Păi în cartier. Nu în față, nu în față, în cartier, tocmai asta era. Ca să nu fie în față și nici pe 14 octombrie. În cartier se extinde în spate. Nu. Am impresia că faci o eroare. Nu fac eroare. Proiectul de amenajare a parcării este doar cu ăsta din față. Din față. Nu, domnule, între blocuri acolo unde... Nu. Ați fost dumneavoastră să verificați? Ele sunt deja marcate, sunt deja puse. Păi lasă, domnule, în față! Am votat amendament la proiect de hotărâre, nu mai dați cu ele, sunt marcate, sunt făcute. A făcut domnul primar în mod nelegal locurile acelea 23. Acum, în ședință publică, s-a făcut... Că s-a apucat să creeze locurile de parcare pentru reședință, fără să fie locuri de reședință. A vopsit pe niște numere? Aia e ilegal? Și-a tăiat trotuarul. Aia e ilegal? Da, și-a tăiat trotuarul. I-a tăiat ca să amenajeze, să fie dirigent de trafic. Sigur, nu s-a luat o hotărâre. Aia a făcut-o cu autorizație, eu sunt convins. Nu s-a adoptat o hotărâre de Consiliul Local în sunt convins că există. Păi dar nu te aprobi în Consiliul Local că tai trotuarul, domnule. Ce ai? Păi când în momentul care amenajează, păi și atunci de ce a vrut să treacă prin hotărârea asta? Schimbarea destinației. Schimbarea destinației. Aia e cu totul altceva. Bine, vedeți? Nu ține de trotuar. Am înțeles, da, dar oricât. Nu ține de trotuar. Dar vreau să spun că a luat o decizie. Da. Da? Și din punctul ăsta de vedere s-a întâmplat, ca și în cazul ăsta a proiectului de poziție de dumneavoastră, că din orgolii și lipsa comunicării, probabil, da? Dumneavoastră ați contestat decizia logică, da, pe logica primarului și l-ați amendat. Da. Dar asta în contextul în care ați trimis această realizare de parcări de reședință undeva în timp. Înțelegeți? Undeva pentru în timp. Domnul primar o poate face acum. Adică nu oprește nimeni așa cum a dat cu... A tăiat trotuarul și a bun. Dat haideți cu să revenim la ce asfalt, ne să dea și în partea cealaltă să... În cât timp credeți că se face parcarea asta, până la urmă? Deci, dacă s-ar încredința, s-ar duce către licitație și un privat, căruia i s-ar pune niște condiții, da? Așa cum spunea și domnul David Toiu, da? Dar care în
proiectul inițial de hotărâre rezidau în niște termeni tehnici, plus studii de fezabilitate, într-o succesiune care era stabilită acolo. Da? În maxim 6 luni de zile. În maxim 6 luni de zile, o parcare integrată în peisaj, pe cadre metalice, pe structură metalică, da? Și mă gândesc acum, ca să răspund unei colege consilier care spunea că strică, să îmbrăcăm, de exemplu, stâlpii metalici sub forma coloanei fără sfârșit, da. Înțelegeți ce spun? În toate aeroporturile din Europa așa există. Așa parcări. Există. Pe nu cadre neapărat metalice în lume, cu panouri, nu vezi că e parcare. Sunt lângă monumente astfel de parcări, care se pot demonta, se pot structura altfel, se pot face tot felul de... E ca la Lego, știți cum se face Lego, știți? Prețul atunci va fi foarte mic. Tocmai asta mi-aș fi dorit să se realizeze un studiu, un caiet de sarcini pe ofertă tehnico-economică și nu pe preț, da? În care să specifici, vii cu studiu de prefezabilitate pe care mi-l aduci și mă uit pe el și eu, care sunt specialist, că am auzit, tot aud cuvântul ăsta de specialiști. Da. Discutăm despre, am specialiști, facem, dragi specialiști, specialiști care n-au fost în stare să facă pe foaia A4 un estimat de venit. Un estimat de venit. Și îmi spui tu mie, îmi spui angajat al primăriei, că trebuie să-l facă ăla, că trebuie să-l facă ăla care trebuie să vină la tine, să-și ceară care sunt salariile, să-și ceară care este gradul de ocupare, să-și ceară care sunt timpii, că poate te duci și zici, bă, vreau și la 12 ore, ori noi avem angajați la 8. Corect. Mă înțelegi? Da. Deci, ziceți, domnule Savoiu, cum se lucrează, domnule, în străinătate, că aveți și experiența asta? Cum e cu câți ani durează să construiești o parcare? Să încercăm să ne maturizăm la Târgu Jiu. Nu, ziceți, cum sunt reguli. Au reușit să construiască o parcare în Italia. În orice primărie există pro și contra, consilieri. Da, corect. Partea politică e de neevitat. Și vă mai spun un lucru, când apare un proiect de însemnătate mare pentru orașul respectiv, se unește, domne, uită din partea cui vin, pentru că își asumă toți după aceea laudele și legislative. Și trec în campanie fiecare. Da, doi la mână. Și unde este HIBA în toate combinațiile astea? Patrimoniul are foarte multă activitate. Trebuie creat. Și primarul, numai primarul, poate să inițieze un proiect prin care să scoată de la patrimoniu parcările. Serviciile de parcări, să fie serviciul numai de parcări. Faceți, domnule, un proiect. Nu putem noi. Noi, da. Primarul, noi nu putem. Păi, cum să nu poți? O putem face noi. Organigrama noi o aprobăm, domnule. N-am știut, eu nu știu, nu sunt atât de priceput. Păi noi aprobăm. Și atunci gândiți-vă că avem un serviciu numai al parcărilor, stabilim un regulament și atunci se caută idei. În Italia. Domnul Savoiu, mâine putem să facem proiectul. În Italia, să dau un exemplu bun, pentru că trăiesc acolo de 20 de ani, a fost în următorul fel. A venit un privat. Așa. Și a discutat cu primăria și le-a spus în felul următor. Eu vă caut toate locurile de parcare din această comună, vă construiesc parcarea, dar îmi dați să gestionez eu, să mă ocup gestiunea și celelalte locuri de parcare. Și a venit un singur privat. Și în momentul de față, 97% din totalul de parcări se încasează. Se respectă. Taxe. Este zona 1, zona 2 și zona 3. Sunt abonamente. Lumea știe că stă, faptul că ține mașina în strada principală e ca și VIP-ul. Are un preț. Mai că de mijloc alt preț. Da, dar sunt condițiile extraordinare. Adică cei care nu respectă sunt amendați de poliția locală. Pentru că acolo se vede poliția locală. Dar vedeți dumneavoastră, nouă ne lipsesc influența poliției locale, nimeni nu știe cum apare și cum apare în mare parte. A4-ul primării nu e pregătit. Face partizanat. Dar dacă noi consilierii, și mă întorc la ce vă spuneam, credem de comun acord acolo între noi, și A4-ul primării și toți care sunt acolo învață o regulă. Că dacă noi decidem, ei trebuie să facă exact cum le cerem. Dar noi ne acceptăm aici, ei se bucură de acest lucru și se creează această dezordine, această lipsă și de comunicare și de documente și de explicații. Trebuie pus punct. Iar lipsa unui lider în Consiliul Local care să facă puțină pace se simte. Primarul n-a reușit. Probabil va reuși de mâine încolo. Nici celălalt lider de grup n-au reușit. Poate reușesc de mâine. Ideea este următoarea. Vorbă puțină,
și foarte, foarte multe lucruri, pentru că ajunge să ne certăm într-una. Ajunge. Haide să faci ceva concret pentru orașul ăsta și mâine și toți consilierii, indiferent de culoarea politică, un an jumate în jurul unei parcări. Unul lângă celălalt să spună, bă, împreună, împreună ne-am certat, am auzit acuze că trebuie să lucrăm împreună, uite ce am realizat. Soluțiile sunt cele mai bune. 30 de zile pe un site la dispoziție să vină cineva cu soluții. Poate să vină din cei din Irak. O soluție bună pentru nevoia Târgu Jiului. Se caută cea mai bună soluție care se votează și așa va arăta. Și la ca un ban cine o face, vine și își prezintă trei de domnule, așa arată, ai idee cum arată acea cum se împar meritele la lege. Aici, alegeri, aici se dă lupta. Politicianul se adaptează foarte mult felului cum s-a făcut politica Târgu Jiului. Promisiunilor. Adică vor fi din nou promisiuni. Vom construi calea eroilor. Păi bineînțeles că vor fi promisiuni dacă nu facem nimic, domnul să vă. Păi trăim de 15 ani în promisiuni ajunge. Păi cum ajunge? Că dumneavoastră a spus să mai așteptăm 2 ani. Păi asta a spus. Repede o dată. Dacă tu ai găsit, Edi Lădaru, că azi tu ai găsit pe cel care mâine sau în 6 luni îți face parcarea din centru și este ideea cea mai bună, asumă-ți-o. Dar nu spune treaba asta pentru că păi ce să nu spun? Mă părăsești pe față. La licitație va veni omul care va construi parcarea sau dacă nu va fi transdat răspundere. Păi asta se vrea. Dar nu va veni nimeni și va rămâne la primărie. Și va rămâne la primărie. Păi cum asta se vrea, că asta nu se vrea. Asta nu se vrea, din păcate. Tu, în momentul de față, vei face o simplă acuzație și n-ai să poți să o demonstrezi. Păi exact cum alții fac acuzații la adresa ta sau altora. Asta nu se vrea. Se vrea. Păi dacă se voia, lăsați, se făcea. Lăsați-i să le ducă până la capăt. Pe și să ducă, domne, până la capăt? Pe cine să lăsăm? Păi terminați o să fiți gică contra. Păi pe cine să lăsăm? Veniți, bă, cu idei bune și constructive. Păi n-am venit cu idee. Nu, n-a fost o idee. E, nu. Dar ce a fost? Dar ce a fost? Știi ceva? Păi eu, a fost. Eu sunt consilier în cadrul Consiliului Primăriei. Iar primăria asta a fost văduvită în anii ăștia de patrimoniul ei. Oare un lucru care se întoarce la primărie și ar plăti niște bani pentru primărie sunt gândite prost? Sunt gândite prost? Domnul ai dreptate! Domnul Săvoiu, păi ce arată-mă o singură afacere făcută de un privat care este de succes. Opa. Cum adică? Păi nu sunt afaceri de succes? Păi nu văd nici până acum de Italia. Mulțumesc. În România. Aici. Păi aici. Stai puțin, noi nu trebuie aici. Să ajungem ca ea. Păi aici. Aveți? Nu aveți. Liniște, că nu aveți. Păi cum să nu avem? Avem probleme. Unde? Cum să nu avem afaceri? Arătați-mi, v-am dat posibilitatea în 3-4 secunde să mai arătați o afacere de succes a unui privat. Păi Artego, nu e afacere de succes. Ne, datează! Nouă, datează! Insulița? Vă mulțumesc. Păi, e singura și am încheiat. Păi cum să fie omul ăla merge pe o ramură, nu s-a băgat. Da, acolo a fost licitație. A fost licitație, păi da. Licitație. Păi da. Despre ce vorbim? Licitație cu doi sau nu știu câți au fost pe acolo. Dacă unul calendarul, dacă unul și-a construit și venea și spunea eu, om de afaceri, uitați-vă ce am făcut, aveam ideea, ceea ce a făcut, nimeni nu mărea, nimeni nu comenta, bă, ăsta a făcut, e capabil. Nu, domnule, astăzi n-am găsit pe nimeni. Păi, aia înseamnă încredințare. Nimeni nu știa, domnul Săvoiu, ce va face lemnarul. S-a scos la licitație, omul a venit, a câștigat și a făcut. Nu se știa că va proiectul, în fapt, nu se știa. Centru de agrement, se știa. Domnul Măruță, în fapt, nu se știa că va face așa. Că asta cum arată acum, da, putea să facă o groapă dar, cu, dar va mai face și a fost un proiect. A fost un proiect foarte și patronul de la Dumbravă iar va face ceva extrem de succes. Ce vorbim aici? Va face. Păi acum urmează. Va face. A făcut și va face în continuare. Suntem în 2018. Să faci un hotel de 4 stele. Să faci hotel de 4 stele, ce nimic? Ce câștigă atât de mare un hotel de 4 stele? Păi e, domne, că de asta nu vin turiști în municipiul Târgu Jiu, că nu am nici turiști. Bă, nu ne provăm orașul, stăm ca tâmpiții și nu provăm. Avem un centru a orașului plin de secă, handuși de haine. Ne apucăm să-l certăm pe ăla, că găsește o grămadă de probleme. Domnul Dariciu, mai zicea din aurii că și-ar dori să parcheze autocare la aia. Ești de acord? Unde? În Piața Mare. Dar pe o structură dezvoltată. Da. Păi și atunci de ce să nu spui, mă, în caietele de stagii? Păi n-am văzut un proiect. Noi ne cităm pe idee să avem proiect. A fost un proiect atât de amplu pe proiectul care a fost și ați prezentat voi. Nu putea să fie. Urmă, măcar o fotografie, nu era de autocar. Nu putea să fie. Așa e și la Consiliul Local cum e acum. Nu, există tehnicalitățile lucruri, domnul. Se fac ulterior în caietul de stagii. Dăm voie să... Să și încheiem, da. Și încheiem. Procedura este în felul următor, domnul Săvoiu. Noi ne exprimăm
o opțiune. Vrem să creăm o parcare supraetajată sau subterană, cum vreți dumneavoastră, dar speța a fost supraetajată, la parcare, care să asigure 320 sau 200 nu știu câte locuri, da? Da. Poate să vină un privat, îi cer lui a studiu de fezabilitate în momentul în care, în baza caietului de sarcini, participă la licitație. Să-mi aducă un studiu. Repet, v-am mai spus mai devreme. Studii de genul ăsta costă mulți bani. Dacă vreți. Vine un terț și spune așa, dom'le, eu vreau să fac acolo 200 de locuri de parcare și pentru că în apropiere există, vreau să fac 6 locuri de autocare. Eu, Consiliul Local, pe criteriile pe care le-am impus în caietul de sarcini, da, cu punctaj, domnul Săvoi, așa legea, ordonanța spune, pe astfel de licitație dai puncte. Punctez, domnule, interesul meu. Păi și am fost pus în fața acestui fapt și cineva a refuzat. Așa scrie în ordonanță. Repet încă o dată, nu mai vindeți iluzii. Nu a fost nimic concret, un caiet, un desen cu ceva care să atragă atenția și să ne oprească așa ceva. Este incredibil așa ceva. De studiu de oportunitate. Păi vrea să facem noi studiu? Da. L-am plătit și a ieșit 8 milioane, frate. Cum a avut alții, nu cum s-ar fi. Ce legătură are? Eu vreau ca în baza unui studiu să am două posibilități. Proiectul făcea sau de stat. Care participa la licitație făceau. Venea cu un studiu de prefezabilitate. În care punea și o planșă foto cu facilități. Că asta e viziunea lui legată de aia, de parcarea aia. Venea altul care spunea, în loc de 200 fac 6 autocare. Și venea și primăria cu ideea lor. Păi da. Păi și cine oprea primăria? Păi da, s-a venit cu vreo idee din partea cu păi domnule, a propus că primăria nu vine. M-ați propus acum 60 de zile în care să ne prezinte. Deci dacă o prezintă de prima dată. Avea 6 luni, domne. Are și din ianuarie este proiectul ăsta. A avut 6 luni de discuție de un primar. Când ajung să mă înțeleg cu lădarul, să mor eu. Deci a avut 6 luni domnul primar să vină cu proiect. A avut 6 luni din ianuarie. Încerc, da, hai. Haideți că vă iau cuvântul, facem ședințele de consiliu la emisiune. Păi nu, dar păi putem să o facem, că uite, poate lămurim pe domnul Săvoiu acum, pe împreună. Mine nu mă puteți lămuri decât în fața unui fapt concret, nu îmi povestiți. Ieșim în 10 secunde. Dacă mergem pe lege, ți-aduc legea, ordonanța, da, și care prevede la așa... Să vedem cum putem să facem. Facem împreună un caiet de sarcini, dacă vrei. Tu ai și îl dăm la primărie. Pentru că tu vorbești, păi, dar eu vorbesc ceea tehnic. Ce ai studiat, da? Da. Și nu mă văd obligat să tac din gură pentru că ai dreptate. Așa. Dar ne oprim aici? Ne oprim aici și păi continuăm. Păi ne oprim că ne l-a dat afară, Măruță. Continuăm în următoarea ședință. Nu e ședință, în următoarea discuție. Ți-ai asumat rolul de președinte. Rămânem cu Tele3, cu toții, măcar la televizor, să fie lucrurile bune, dacă în realitate nu sunt chiar așa, numai bine. Domnul Măruță, nu ne-a încercat, ne-a înțipat, a rămas...